Salut, sunt Role de la Lopătarii și arăt așa pentru că tocmai ce am terminat o curte în 8 ore. Iar am dator să fac asta și la Cluj, așa că vă las în descriere clipul cu o curte în 8 ore la București. Asta am reușit să facem la Cluj de data aceasta în 8 ore. Ceasul este ora 1:30. Deci este ora 1:30. Hai să vedem ce putem face până de seară. Ciao, les. Ora 2. A ajuns pământul. Acum băieți s-a putut de cărat. Aici se motocutează pentru că partea din față este mult mai jos. Scuzați de legia, cred că m-a auzit. Deci este mult mai sus, trebuie mai jos. La nivelul ăsta să fie cu gazon cu tot. Adică aici, să venim aici. Așa, aici se va umple cu pământ. Să avem tot așa, același nivel. Va fi o ușoară pantră către gard. Acum, aici va veni niște prunuri, laurocerasul și acolo încă o bordură de plante. Dar, haideți rapid după plante! Da, fraților, am luat duba. Este ora 14:22. A trecut cam o oră. Mă duc după plante rapid. Până atunci băieții bagă pământ. Deci sper cu puțin noroc să nu vine ploaie. Mai am puțin și ajung după plante, dar... Sper din tot sufletul să vină ploaie. Precum vedeți, șanse există. Ora 3, am încărcat. Ne vedem la curte. Da, până am ajuns eu, deja un sfert de curte este pregătită. Am pus băieții pământul cel bun. Da, începe să plouă, yes! Dar bonus, vom pregăti și o mașină de tuns, gazonul, un roboțel, îl setăm și pe el. Da, pauză, a început ploua. Pauză. Ora 5, sunt puțin supărat. Trebuie să încheiem aici, oricum programul este până la 4:30, dar am zis că facem excepție și terminăm curtea. Dar ploaia ne-a încurcat, ne-a încurcat puțin ploaia și nu mai avem ce face. Și acolo să continuăm mâine, noi nu facem noroi și sigur s-ar lipi de placă pământul. Pus plantele pe poziție, dar continuăm goana către 8 ore. Cam așa, ne vedem mâine, ciao! Bună dimineața, am venit cu forțe proaspete, afară este o super vreme. Este ora 9. Ia uitați, 9 fără 5 minute. Suntem deja de jumătate de oră. Am dat cu placa. Deja prunusul din această zonă l-am plantat. Am tasat. Băieții s-au apucat și de plantat în același timp. Acum va trebui să mai dăm încă o dată cu grebla, să mai nivelăm, să vedem pe unde s-a lăsat mai mult și să mai adăugăm cu pământ. Apoi vom monta roboțelul și gazonul. Bake the pie.
Hei, este ora 11:10, a trecut 7 ore și deja punem gazonul. Între timp eu am instalat cablul de ghidaj pentru roboțel. O să vi-l arăt. Aici, zonă plantată, aici normal v-am învățat să punem piatră, dar aici beneficiarul a zis că el vrea să privească și să lăsăm așa pământul curat. Am pus niște pământ fertil la sac și băieți s-au apucat de gazon. Acum facem ultimele setări pentru robot. Să facem un test înainte de a termina băieții de pus gazonul. Da, acum hai să vă spun câteva chestii despre plantele pe care le-am folosit aici. În primul rând, nu sunteți obișnuiți cu asta, așa-i? Așa a decis proprietarul, nu plăcându-i piatra, scuzați-mi de pe fundal, așa, deci proprietarul nu i-a plăcut piatra, nici scoarța, nici nimic, a zis că își asumă să privească și să lăsăm așa curat. Așa, deci avem prunus, cum am obișnuit, pentru a se crea aici un gard verde. Așa. Aici este un minus. Asta e scurgerea. Aici e robotul. Ați văzut cum l-am montat. Așa. Avem un eonimus pe picior, adică 5. Aici a fost ideea să facem doar chestii, doar plante sferice. Așa că avem un nici, adică de fapt avem 5 eonimus super mișto pe picior. Avem un pinus mugo și avem tuia occidentalis danica. Și din nou nu am pus geotextil, piatră, pentru că se vrea așa super curat. Na, acum sperăm să sperăm să poată beneficiare, îi salutăm cu ocazia asta. Sperăm ca beneficiare să reușească ca într-o lună, două, trei, să arate la fel de curat, la fel de curată zona dintre plante. Un like, un share, un subscribe ne-ar ajuta foarte, foarte mult. Creștem, creștem, creștem. Bun, haideți la următoarea curte. Bine ai venit 2023, sezon mișto. Am început în forță. Ciao!